Cu toate că până la 31 martie curent, polițele de asigurare medicală au avut prețuri reduse, oamenii nu s-au grăbit să le procure. În raionul Glodeni, cota de asigurare pentru anul 2010 reprezintă 71,8%. Situația actuală referitor la asigurarea cu poliție de asistență medicală a populației din raionul Glodeni a reprezentat subiectul ședinței ordinare a Consiliului Raional, care a avut loc astăzi la 11 iunie. Problema cea mai stringentă în acest sens rămâne a fi numărul nu prea mare a persoanelor asigurate medical în cadrul raionului. Chiar dacă în orașul Glodeni situația este acceptabilă, în unele sate ca Ciuciulea, Hâșdieni, Balatina și Dușmai, numărul cetățenilor neasigurați depășește cifra de 1000 de persoane. De către directorul Agenției Teritoriale Băs, domnul Cugăl, de data de 29 decembrie 2009 au fost expediate la toți primarii din raionul Glodeni scrisori recomandate cu rugăminte de a aduce aminte la locuitorilor privind procurarea polițelor în prețuri cu reduceri. Drept rezultat, facilitățile prevăzute de legislație și informatizarea intensă a populației, raionul nu s-a contribuit substanțial la procurarea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală decât categoriile normalizate. Deși o bună parte a categoriilor sociale de populație beneficiază gratis sau achită un procent minim din costul poliției, majoritatea cetățenilor sunt revoltați de sistemul în cauză. Ei susțin că polița medicală acoperă numai cheltuielile de spitalizare ca plata pentru pat sau medicamentele elementare. Credeți că e bună sistemul ăsta? Nu e bună, că greu trăim și ar trebui să plecuire și pe degeaba. Nu se daie ca prin expenție și o dat tot plecuire. Zbolnav de mai răși, spus la ociot și în toată lumea ne trebuie tablete. Și mai dau și cu degeaba, dar trebuie să... Că să le crește, să pui de muznat. Chiar dacă aveți muznat? Da, chiar dacă avem poliță și pentru pat. Și ni razu ne пользовалася, pentru că ea păcă nu era la bolniță. Надо быть здоровым. Я сама инвалид, и вот в этом году я только сдавала анализы бесплатно все. А до сих пор почему-то я платила за анализы. Mai bine înainte era fără poliță. De ce e bună? Dacă ai căzut la bolniță, iau grijă, îți dau leacurile cu ele, îți trebuie. Chiar nu de mult a stat piciorul și m-a ajutat. Dacă ar fi să o cumpărați dumneavoastră, ați cumpărat-o? N-am cumpărat-o, că nu ne ajut bani. Măcar patul nu-l plătești și unele medicamente. Dar dacă ar fi să o plătiți integral, 3.000 ceva de lei, ați cumpărat-o? Aș cumpăra-o. Da, aș cumpăra-o. Fără dânsa nu se poate. Că am eu un pat, 200 de lei și să iei așa, costă mai mult decât o poliță. Cu toate că prețul poliției medicale este considerat de populație ca fiind prea mare, acestea sunt procurate pentru asigurare în caz de boală. Ținem să menționăm că în raionul Glodeni, în luna mai, 30 de persoane au fost spitalizate fără a deține polița de asigurare medicală. În acest sens, cheltuielile pentru tratament au fost majore. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.